Mario Iorgulescu scapă de acuzația de omor. La primul termen de la reluarea procesului, judecătorii au decis să schimbe încadrarea faptei în ucidere din culpă. Și vă reamintesc, în 2019, fiul președintelui LPF provoca un accident mortal în București, în timp ce conducea beat și drogat. Acum, reîncadrarea îi garantează o pedeapsă mai mică. Cu cât știe foarte bine colega mea, Sonia Simionov. Bună seara, Sonia, explică-ne! Bun găsit, Sandra, bună seara tuturor. În mod clar este vorba despre o pedeapsă mai mică, de la 15-25 de ani și până la pe viață pentru omor. Ajungem la o încadrare între 2 și 7 ani pentru ucidere din culpă. Instanța, mai exact în Alta Curte de Casație și Justiție, care a căror magistrați au luat această decizie, motivează prin faptul că o încadrare la omor trebuie să fie o faptă cu intenție, trebuie să fie o intenție directă și fără dubiu. Caz în care nu s-a... aspect care nu ar fi în acest caz. Vă reamintesc faptul că este vorba despre aceeași instanță care în urmă cu 4 luni de zile a decis că procesul lui Mario Iorgulescu trebuie reluat și trebuie trimis înapoi la Curtea de Apel. Un proces care va trebui să fie finalizat în 2 ani de zile. De ce? Pentru că intervine prescripția. Odată cu uciderea din culpă și încadrarea faptei la până la 7 ani de închisoare, prescripția este de 8 ani. Și dat fiind faptul că accidentul a fost produs în anul 2019, în 2027 faptele se prescriu. Deci cele două instanțe au mai puțin de 2 ani la dispoziție să judece până la o decizie definitivă acest caz. Mario Iorgulescu în anul 2019 a produs un accident în urma căruia un bărbat de 24 de ani, tatăl a 2 copii, a decedat. Este vorba despre un accident din care expertiza a relevat faptul că conducea mașina Aston Martin cu 240 de km pe oră în timp ce era beat și drogat. Mario Iorgulescu a plecat din țară la foarte scurt timp, a ajuns în Italia, acolo unde s-a internat și nu a putut fi extradat niciodată, cu toate că autoritățile din România au încercat de 4 ori să îl aducă acasă. Mario Iorgulescu este în continuare la Milano.